Cătălin Coman a preluat cel de-al patrulea mandat de primar al municipiului Fălticeni în cadrul unei ceremonii care a avut loc la Casa de Cultură, în fața unei săli arhipline. Oficiile din partea prefecturii au fost făcute de subprefectul Florin Sinescu. Un sobor format din 20 de preoți a oficiat o slujbă de binecuvântare, iar câțiva reprezentanți ai seniorilor din Fălticeni au urcat pe scenă pentru a oferi primarului Coman un frumos coș cu flori, împreună cu un mesaj de susținere. Cătălin Coman și-a exprimat convingerea că va face echipă cu consilierii locali, care au depus și ei jurământul pentru noul mandat și vor pune umărul împreună la dezvoltarea în continuare a municipiului. Coman Gheorghe Cătălin, validat primar al municipiului Fălticeni, la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale, din data de 9 iunie 2024, depun în conformitate cu prevederile articolului 117, aliniatul 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului, numărul 57/2019, privind codul administrativ, următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Fălticeni. Așa să mă ajute Dumnezeu. Cătălin Coman a arătat că în Fălticeni sunt în implementare proiecte de aproape 230 de milioane de euro și a vorbit despre principalele realizări din cei 12 ani de mandat, începând cu deschiderea spitalului municipal. Așa cum s-a auzit deja, se știe, sunt primar la al patrulea mandat. Nu vreau să-i spun că este un început. Prefer să consider că este doar un nou episod în tot ceea ce ne-am propus pentru dezvoltarea municipiului nostru, pentru că, așa cum am promis toți în campania electorală, indiferent de partid, am spus, conform jurământului, că vom face tot ceea ce depinde de noi pentru binele locuitorilor municipiului Fălticeni. Și avem această datorie de a continua proiectele începute, de a vedea tot ceea ce mai trebuie pentru Fălticeni, lucrurile necesare, lucrurile utile, pentru că totuși vorbim de un municipiu dintr-un stat european, membru al Uniunii Europene de ceva vreme și obligația noastră a celor care conducem temporar, mai mult sau mai puțin, destinele urmei este să reducem decalajul față de timpul țările dezvoltate și să avem încet încet același nivel de trai. Pentru că există oportunități și stă doar în priceperea noastră, pentru că din nou mă reîntorc la jurământ, de a folosi aceste oportunități. Vorbim de un municipiu pe care îl conduc de 12 ani, împreună cu cea mai mare parte din echipa de consilieri care au depus jurământul, unii dintre ei a patra oară odată cu mine, dacă nu a treia sau a doua. Dar sunt convins că vom lucra la fel de bine ca și până acum, pentru că tot ceea ce înseamnă activitatea unui primar și a Consiliului Local sunt străzi legate. Primarul reprezintă executivul împreună cu tot ceea ce înseamnă colegii mei din primărie, Consiliul Local reprezintă legislativul, micul parlament pe plan local, împreună trebuie să facem aceste lucruri bune. Vorbim de 12 ani în care am reușit în sfârșit să deschidem spitalul municipal. În 2021, nu în an electoral, nu înainte anului electoral, l-am deschis atunci cât am putut și credeți-mă cu sinceritate că împreună cu managerul Vlad Morariu ne-am străduit să-l deschidem cât mai repede. L-am motivat cu aparatură și tehnică modernă nouă. Continuăm această dotare pentru că suntem, așa cum am spus, într-un proces în care vrem într-adevăr să devenim performanți și ultra-performanți și ne ținem de acest deziderat. Suntem într-un municipiu în care am construit într-un timp record prima creșă din România, care este și singura funcțională la momentul la care discutăm. Este o creșă care a fost proiectată pentru 70 de copii, acum adăpostește 132.
Asta demonstrează că am făcut un lucru bun și necesar și poate mai facem una. Avem un municipiu care doar în ultimul mandat a renovat iluminatul public, 15,2 milioane de lei vechi, 152 de miliarde de lei vechi, doar pentru tot ceea ce înseamnă cofinanțare, tot ceea ce înseamnă finanțarea europeană integrală.